familia mea la picioarele tale. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Familia este nucleul societății, mediul în care ființa umană se poate dezvolta la capacități maxime atunci când creatorul ei este la cârmă. Dumnezeu a creat familia din dragoste și a dat un scop măreț, acela de a educa și dezvolta fiecare persoană, pregătind-o pentru viața aceasta, dar mai ales pentru împărăția lui Dumnezeu. Familia trebuie să fie un izvor nesecat de iubire, înțelegere și pace, un loc în care înveți ce înseamnă sacrificiul, un loc în care poți cu adevărat să-L cunoști pe Cel Preaînalt. Sarcina sfântă și deosebită pe care familia o are este aceea de a transforma prin educație fiecare persoană, modelând-o spre a deveni un om după chipul lui Dumnezeu. Copiii sunt darurile prețioase oferite din partea cerului, iar părinții au responsabilitatea de a acorda o atenție sporită formării acestora. Membrii familiei trebuie să-și îndrepte privirea spre cer și, prin rugăciuni profunde, să ceară înțelepciune pentru a ghida pașii copiilor pe calea cea îngustă care duce la viață. Relația pe care familia o are cu Dumnezeu este importantă, deoarece aceasta va sta drept model pentru relația pe care copiii o vor avea cu El în viitor. Prima lucrare misionară pe care o avem de făcut este cea din familia noastră și este important ca numele lui Dumnezeu să fie gravat pe inima copiilor noștri. Educația și are rădăcinile în familie și doar cu ajutor divin copiii pot ajunge la succes pe toate planurile. Doar în parteneriat cu Dumnezeu părinții pot să ofere condițiile necesare dezvoltării armonioase. Educația reală și benefică vine doar de la Cel omniscient și omniprezent și de aceea e vital să legăm viața copiilor de sursa principală de înțelepciune. O relație strânsă cu Tatăl se construiește treptat, prin momente de studiu alături de copii, prin rugăciune și cântare, prin implicarea lor în viața și în activitățile bisericii. Tatăl Ceresc ne-a oferit oportunitatea de a ne îndruma copiii să pășească pe drumul care duce la cer. Noi trebuie să ne rugăm zilnic pentru ei, pentru relația lor cu Dumnezeu, astfel ca mai târziu să putem spune, asemenea lui Iosua, eu și toată casa mea vom sluji Domnului.